nu exista pe hârtie. Eu am hârtie aceasta. Dacă îmi permiteți, domnilor consilieri, decizia Curții de Conturi Brașov a sosit și s-a înregistrat astăzi. În documentația venită de la Curtea de Conturi se prevede informarea Consiliului Local cu privire la această decizie în termen de 10 zile de la înregistrarea ei la Primăria Municipiului Brașov. Această decizie a Curții de Conturi a fost înregistrată astăzi. Astăzi avem ședință de Consiliul Local. Am considerat că este util ca această informare să se facă tot astăzi, ținând cont că probabil următoarea ședință ordinară va fi la sfârșitul lunii. Iar Curtea de Conturi ne-a solicitat ca în termen de 10 zile să se informeze Consiliul Local asupra acestei decizii. Vă comunic că controlul s-a efectuat în perioada lunilor august și septembrie în cadrul Primăriei Municipiului Brașov. S-a semnat raportul care v-a fost adus la cunoștință și acesta, raportul Curții de Conturi. Iar după ce s-a semnat raportul, a urmat decizia. Decizia a venit astăzi. Am considerat că este bine să luați cunoștință de această decizie. Dacă nu ați primit-o, doamna Dicu, faceți copii acum dacă nu s-au făcut și le dați la fiecare consilier în momentul de față de informare sau în caseta fiecărui consilier să existe acolo. Deci o informare nu trebuie. Bun. Corect, așa e.